Începutul de săptămână în județul Gorj anunță temperaturi normale, specifice acestei perioade. Ușor-ușor, vremea intră într-un proces de răcire, iar toamna începe să-și intre în drepturi. În Târgu Jiu, mâine, vremea va rămâne caldă, temperaturile maxime vor ajunge la 24 de grade, iar pe seară se va mai răcori și temperaturile vor ajunge la 12 grade. Ziua de mâine în Motru se anunță la fel de caldă și liniștită, cu maxime ce vor ajunge la 24 de grade. Seara temperatura va fi de 12 grade, cu mici șanse de averse. Și în Bumbești Jiu, marți va fi însorit, termometrele vor indica o maximă de 24 de grade pe timpul zilei, urmând ca seara mercurul să coboare până la 12 grade și aici existând șanse de ploi, însă neînsemnate. În Novaci cerul va fi însorit ca și în celelalte zone, maxima zilei ajungând până la 24 de grade. Seara temperatura va coborâ până la 12 grade, cu șanse foarte mici de ploaie. Și în Rovinare începutul de săptămână aduce un cer senin și maxime de 24 de grade. Soarele va străluci pe parcursul întregii zile, iar seara termometrele vor înregistra 12 grade.